părinți au făcut, fără voie, un remake al filmului Home Alone după ce și-au uitat copilul de 7 ani în mijlocul unei străzi dintr-un oraș italian. Conform știri de Cluj.ro, incidentul a avut loc în weekend. Totul a pornit de la o mică neînțelegere dintre cei doi adulți. Aceștia trebuiau să plece în vacanță separat cu o rulotă și o mașină. Copilul trebuia să meargă cu tatăl său, iar mama urma să vină după ei în autoturism. Doar că băiețelul a ținut cu orice preț să meargă cu mașina, iar tatăl i-a dat voie. I-a spus să se ducă la mama lui, doar că femeia nu a fost informată de schimbarea de ultimă clipă și nu și-a dat seama că fiul său nu este în rulotă cu tatăl său, scrie Observator News. Copilul a rămas singur în stradă câteva ore până când a fost observat de vecini care au dat alarma. Polițiștii au luat legătura cu mama copilului, care a crezut în tot acest timp că asistă la o farsă. Când și-a dat seama că este real, femeia a făcut cale întoarsă ca să-și recupereze băiețelul. Părinții nu au fost denunțați, dar întâmplarea a fost sesizată parchetului pentru minori, care va demara investigații, informează Il Restro del Carlino, relatează știri de Cluj.ro.